1 august 2009, cadavrul tranșat al unui bărbat a fost găsit în portbagajul unei mașini parcate în fața unui cămin al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din geanta pe care se chinuia să o ducă la mașină, un tânăr curgea sânge. Administratorul căminului studențesc de unde a ieșit acesta a văzut totul și a sunat la 112. Chiar în ziua în care a fost găsit fără suflare, bărbatul împlinea 65 de ani. Victima se numea Trifan Șrot, era de etnie romă, era din Timișoara și făcea parte din comitetul romilor care se ocupa cu judecata țigănească. Trupul bărbatului era într-o valiză aflată în portbagajul unui autoturist de proveniență străină. De asemenea, membrele inferioare ale bărbatului, în vârstă de 65 de ani, se aflau introduse în niște pungi de plastic. Cert este că cei care au comis această faptă dețin cunoștințe de medicină foarte temeinice, întrucât acestea erau bine secționate. Crima a fost comisă în noaptea de 31 iulie spre 1 august 2009 în camera 50 a căminului Universității de Medicină din Timișoara. Sergiu Raul Florea, din localitatea Hațeg, județul Hunedoara, și iubita sa, Carmen Bejan, din Arad, ambii în vârstă de 20 de ani și studenți în primul an la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, au fost arestați a doua zi, pe 2 august 2009. Povestea studenților ucigași de la medicină este cutremurătoare prin modul în care a fost comisă crima și surprinzătoare prin turnura pe care viața celor doi tineri a luat-o ulterior. În aceea zi în care a fost găsit cadavrul, Sergiu Flore a fost găsit cu venele tăiate. El și-a tăiat venele în momentul în care polițiștii au descins într-un apartament din Timișoara, având informații că acesta s-ar ascunde acolo. După ce a fost operat, tânărul a fost internat sub pază. Tânărul a fost găsit de polițiștii timișoreni într-un apartament unde a încercat să se sinucidă. Câteva ore mai târziu, tânăra s-a predat poliției. Ea fusese dată în consemn la frontieră, iar datele sale fuseseră transmise tuturor inspectorilor de poliție din țară. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost omorât în urma unei neînțelegeri legate de bani. Citez, pe fondul unor neînțelegeri intervenite între victimă și inculpat cu privire la suma de bani pe care victima urma să-i o plătească inculpatei pentru prestațiile sexuale ale acesteia, inculpatul i-a aplicat bărbatului mai multe lovituri de cuțit în zona toracelui. Din raportul medico-legal preliminar, rezultă că sunt aproximativ 50 de plăgi lovite și înjunghiate la nivelul toracelui și al inimii, a declarat purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Ea declară că inculpatul i-a pretins mai întâi să întrețină relații sexuale orale și ea nu a fost de acord. Și de aici, da, victima. Și de aici au pornit discuțiile dintre ei, precum și au avut loc și discuții cu privire la suma de bani pe care acesta urma să o plătească. Dar haideți să vedem firul evenimentelor. Copii săraci, proveniți din zone defavorizate, Carmen Bejan și Sergiu Florea au venit la studii la Timișoara. Iar aici s-a înfiripat povestea lor de dragoste. Vacanța de vară din 2009 i-a găsit pe Sergiu Florea, original din județul Hunedoara, și pe Carmen Bejan, din Ineu, județul Arad, în Timișoara pentru sesiunea de restanțe. Iubiți la vremea respectivă, Sergiu Florea și Carmen Bejan, ambii în anul întâi, au închiriat o cameră de cămin pentru a locui pe perioada restanțelor. Pentru a face rost de bani ca să își plătească examenele, cei doi au hotărât ca fata să se vândă unui rom bogat din Timișoara, cunoscut pentru pasiunea pentru femei. Trifu Șrot era cunoscut pentru faptul că aborda femei pe stradă și le propunea să întrețină relații intime contra cost. Mai mult, obișnuia să ceară favoruri și prin anunțuri la mica publicitate. În urma unui astfel de anunț dat de bărbat, Carmen și Sergiu l-au contactat pe Trifu Șrot, în vârstă de 65 de ani, un personaj proeminent în comunitatea romă, cu avere și vilă. Au negociat prețul, apoi au stabilit să se întâlnească în camera de cămin în care tinerii locuiau pe durata vacanței pentru examene. Băiatul a recunoscut că el a mijlocit întreținerea de relații sexuale dintre fată și victima. Nu. Și ce căuta la ușă? Din declarațiile lui rezultă că știa de la inculpată că aceasta urmează să întrețină relații sexuale cu victima în camera de cămin. Și pur și simplu a venit acolo pentru siguranța ei.
Dar din declarațiile lui nu rezultă că el ar fi intermediat întâlnirea dintre cei doi. Doar că odată ce s-au întâlnit, a intervenit pe de o parte panica tinerei, iar pe de cealaltă parte bărbatul a refuzat să arate că avea la el suma de bani pentru care se convenise. Iar de aici lucrurile au degenerat. Tinerii au luat cadavrul, l-au pus într-un dulap și au plecat la un supermarket de la marginea orașului să cumpere saci din plastic și un geamantan în care să pună cadavrul, pe care ulterior l-au tranșat. Toată grozăvia s-a petrecut în camera de cămin. Planul tinerilor a fost să pună cadavrul victimei în propria mașină și să o incendieze. În jurul orei 4 dimineață au ieșit din camera de cămin cu geamantanul în care se afla cadavrul tranșat al victimei. Urmele de sânge lăsate pe hol i-au trezit suspiciuni portarului de la cămin, care a anunțat poliția. Și în felul acesta a fost descoperită crima. Am văzut o picătură de sânge și o fată speriată care tot își căuta prietenul. Cine trăgea după el geanta, băiat? Băiatul. Cu poliția pe urme, Carmen Bejan a rătăcit prin parcuri, iar a doua zi s-a predat. Sergiu Florea s-a refugiat într-un apartament din calea Șagului. Când polițiștii au intrat în locuință, tânărul s-a refugiat în baie, unde a încercat să se sucidă tăierile de la mâini. Tânărul a fost găsit de polițiștii timișoreni într-un apartament unde a încercat să se sinucidă. În timpul anchetei, cei doi se acuză reciproc de înfăptuirea crimei, dar admit că au încercat să scape împreună de cadavru. Au cumpărat saci de plastic și geamantanul. Au tăiat fiecare câte un picior, dar nu au reușit să fugă cu mașina victimei pentru că avea cutie de viteză automată. Mai există contradicții între declarațiile lor. Tocmai v-am spus una dintre ele, cea privitoare la pungile pe care le-au băgat în gură. Declarațiile privitoare la cine a cărat, cine a fost cu ideea de a transporta victima în autoturism. Inculpata la un moment dat declară că s-a întors în camera de cămin pentru a șterge urmele de sânge la rugămintea inculpatului. Inculpatul declară că ea din proprie inițiativă s-a întors pentru a șterge urmele de sânge. Adică amănunte de genul acesta, încă există contradicții între cele două declarații. Varianta lui Carmen Bejan este următoarea. Studenta le-a declarat procurorilor că se afla în camera de cămin împreună cu Trifan Șrot. După partida de amor, a venit în cameră prietenul ei, Raul Sergiu Florea, care a început discuția legată de bani. Tânărul s-ar fi enervat când Trifan Șrot le-a spus că nu plătește. Atunci, Raul Florea l-ar fi lovit cu pumnii pe bărbat, l-ar fi doborât la pământ, iar apoi l-ar fi omorât. După cele petrecute, a mai spus Carmen, băiatul ar fi amenințat-o cu moartea dacă povestește cuiva de ceea ce s-a întâmplat și a cerut ajutorul să scape de cadavru. Fata mai susține că ea nu a făcut nimic altceva decât să care în mașină punga în care se găseau resturi din cadavrul bărbatului. Pe de cealaltă parte, Raul Sergiu Florea își susține nevinovăția. El a declarat în timpul anchetei că Trifan Șrot i-ar fi promis studentei suma de 500 de euro pentru o partidă de sexual, iar când nu a mai vrut să achite, Carmen s-ar fi înfuriat, a luat cuțitul și l-a înfipt bărbatului în piept. Speriată, aceasta l-a rugat să o ajute să șteargă urmele și să scape de cadavru. La un an după condamnare, Sergiu Florea își menține declarația într-o carte de 127 de pagini numită Cărare spre abis, în care descrie cum a fost comisă crima. Citez, încercase o lovitură. În zadar însă, căci drept replică la acțiunea sa, primise o ploaie de pumni în zona capului. Căzuse ca secerat, scrie Florea despre victimă. Când și-a revenit, Trifu Șrot i-a amenințat pe tineri cu moartea, moment în care tânăra a pus mâna pe un cuțit și l-a înfipt în inimă. Liniștit pe moment, mă întinsesem gândindu-mă la potențialele decizii pe care le puteam lua. Se auzise răsunete ciudate, drept urmare îmi deschisesem ochii. Imaginea încaptase cu siguranță întreaga atenție, căci acum persoana țintuită la podea, în urma loviturilor încasate, era mult diferită față de cum o lăsasem eu. Se pare că fata inocentă avusese un moment de cădere psihică și înjunghiase bărbatul de mai multe ori, mai scrie în carte. Volumul continuă cu discuții între cei doi care fac un plan cum să scape de cadavru. Aici intervine și detalierea tranșării trupului neînsuflețit.
Citez, secționase în picioarele fără prea mare efort, iar sângele, ce deja se coagulase la acel nivel, nu-mi crease de fel probleme. Încercaserăm să forțăm trupul să intre în geamantan, dar fusese în zadar, greu de tot. Acum trebuie să-i tăiem și gâtul, o anunțasem pe Carla, Carmen, adică dezgustat, de parcă nu era de ajuns. În cartea sa, fostul student criminal spune că după ce au încercat să scape de cadavru, a mers în parc și a luat decizia de a se sinucide. Părăsise Magale și eu acel loc, îndreptându-mă spre un parc. Încercasem din răsputeri să mă reculeg, cu toate că circumstanțele nu fuseseră deloc favorabile. Dar și până cea mai neînsemnată idee părea să mă fi părăsit, lăsându-mă într-un vag absolut. Ocupasem loc pe o bancă situată mai în periferia parcului, acolo unde în minte mi se înfiripaseră două alternative, ambele negative. Prima însemna să mă prezint numai decât poliției, să explic totul așa cum se întâmplase și să fiu resemnat cu o pedeapsă ce însemna ani buni din frumoasa mea viață, pe care doar atunci începusem să o apreciez. Cea de-a doua însă reprezenta sfârșitul tuturor problemelor prin pedeapsa supremă, prin sine, mai scrie Florea. Pe 20 ianuarie 2011, Curtea de Apel Timișoara a condamnat-o pe Carmen Bejan la 19 ani și 8 luni de închisoare. O condamnare similară a primit și partenerul ei. Odată cu sentința de condamnare, judecătorii au dispus și plata unor daune morale de 40.000 de euro pentru Lucreția Șrot, văduva bărbatului tranșat. Radu Zandomeni, avocatul care a reprezentat-o pe Lucreția Șrot în procesul crimei de la medicină, a declarat că nu crede că fosta sa clientă a mai făcut vreun demers pentru recuperarea banilor. Citez, nici nu cred că au contat pentru ei aceste daune. Important a fost că și-au luat pedeapsa pentru fapta comisă, a spus avocatul Radu Zandomeni. În pușcărie, Carmen Bejan a rămas gravidă cu un traficant de droguri. Studenta susține că a rămas însărcinată pe 29 august anul trecut. Atunci ar fi petrecut o noapte de amor cu iubitul ei în camera intimă a penitenciarului. Și-a născut în mai 2012, însă copilul a murit la naștere din cauza unor malformații. Potrivit medicilor, fetița s-a născut fără mâini, abia respira și avea malformații la creier. Doar o lună înainte de a naște, studenta criminală s-a căsătorit în penitenciarul Arad cu fostul deținut Claudius Șatran, tatăl copilului. Între timp, eliberat, tatăl fetiței și soțul studentei criminale și-a văzut de viață. Lucrează ca șofer de tir, după cum se menționează pe profilul său de Facebook, și pare a fi într-o relație alta decât cu cea care, în acte cel puțin, îi este încă soție. Carmen a fost eliberată condiționat în februarie 2023 după 13 ani de detenție, ca urmare a faptului că șeful parchetului Gherla a decis să nu atace decizia instanței. Întrucât, spune el, a fost impresionat de Carmen Șatran, fostă Bejan, fiindcă aceasta nu a avut nicio sancțiune în perioada detenției și a participat la toate activitățile de reintegrare socială. Cererea de eliberare condiționată formulată de Sergiu Florea a fost de asemenea admisă de magistrații judecătoriei Vaslui. La finele lunii august, magistrații judecătoriei Vaslui au stabilit că, deși tânărul a avut un comportament pozitiv pe perioada executării pedepsei și a participat la numeroase programe după gratii și chiar a îndeplinit fracția de pedeapsă ce îi permite să solicite eliberarea condiționată, va mai rămâne în închisoare încă 9 luni. Încarcerat la maximă siguranță, Sergiu s-a căsătorit la rândul lui pe 1 aprilie 2015 cu o ucraineană de vârsta lui, studentă la design în Odessa. Sergiu Florea, studentul care a ucis și tranșat un om împreună cu iubita lui, s-a însurat după gratii, a schimbat uniforma de deținut cu un costum de ginere. Bine, hai să spune-mi două cuvinte. Cum a fost? Cum ai cunoscut? Orice. Vă iubiți? Și-au spus da în fața lumii, din spatele gratiilor. În penitenciar, Sergiu Florea l-a descoperit mai întâi pe Isus, iar apoi pe Ina, o frumoasă ucraineancă de 22 de ani. Unde s-au cunoscut? Păi prin intermediul unei reviste creștine, ea a avut ceva acolo, un articol, ea și el
a găsit acolo numele și detalii unde se poate să scrie și a scris. După o lună i-a povestit cum l-a ucis și tranșat pe Trifuș Rot alături de Carmen Bejan. După un an i-a cerut mâna. Ca dar de nuntă, proaspăți însurăței au primit dreptul la câteva ore de intimitate. Urile rele spun că femeia s-ar fi măritat ca să obțină pașaport de UE și cetățenie română. Ea susține că Sergiu Florea este iubirea vieții ei. Ce cred eu despre acest caz? Eu cred că mi-e scârbă. Mi-e foarte scârbă de prostituatele care încearcă să-și justifice depravarea prin explicații de tipul avea nevoie de bani pentru studii. O femeie care se află într-adevăr într-o situație limită, din care nu găsește altă cale de ieșire decât prostituția, își alege altfel de clienți decât cel ales, repet și subliniez cu două linii, ales de Carmen Bejan. O femeie care întreține relații intime plătite cu bărbați din categoria victimei este o femeie depravată, este o femeie avidă de promiscuitate, drept dovadă alegerile ei sentimentale ulterioare. Din punctul meu de vedere, eliberarea condiționată a acestei femei este o greșeală. Cât despre Sergiu, ce ar fi de spus despre un bărbat care își trafică partenera de viață? Ba mai mult, o vinde unor bărbați din categoria victimei. Eu am convingerea că odată ce un bărbat face asta, va repeta acest comportament și în viitor. Oamenii fac într-adevăr foarte multe de foame. Dar în orice. Asta este părerea mea. Abia aștept să citesc în comentarii ce credeți voi despre această crimă. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este deosebit de important să vă abonați și să comentați, pentru că în felul acesta păcălim algoritmul YouTube. Și tot în felul acesta mă convingeți pe mine că vă interesează tipul de conținut pe care eu îl postez pe acest canal de YouTube. Și astfel mă ajutați să continui. Mulțumesc! La revedere!